Evaluarea națională a început luni 19 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Pentru elevii din clasa a 8-a a fost o zi cu emoții. Pentru cei care au stăpânit materia, proba a fost accesibilă, iar celorlalți caracterizarea le-a dat bătăi de cap. Concepția mea a fost destul de ușoară. Da? Da. Ce ți-a picat? Caracterizare. Caracterizare la ce? Ce text? Sau ce operă? De Ioan Slavici. Așa, bravo. Caracterizarea Liei. Și la ce notă te aștepți? Pe la un 8. Unde vrei să mergi mai departe? La Dinicu Golescu. Succes! Mulțumesc! Salut! Cum ți s-a părut? Foarte greu. Foarte greu? Da, foarte greu. Ai făcut ceva la, ce, la caracterizare? La ce s-a părut? La gramatică? La ce? Da, de nota 5 sigur eu. Da? Unde vrei să mergi mai departe? La chimic. Să ai baftă! Mulțumesc. M-am descurcat, am scris mult și... Cum a fost caracterizarea? A fost ușor, mă așteptam la caracterizare. Da. Da. Și la gramatică? A fost ușor. Ușor? Da. La ce notă te aștepți? 8.59. Unde vrei să mergi mai departe? La Dinicu, mate info intensiv. Să ai baftă. Mulțumesc. A fost ușor, la subiectul, la punctul A am avut... Caracterizare, nu? Da. La subiectul 2, deci a fost ușor. La punctul B am avut o grilă din gramatică și a fost foarte ușor, nu ne-am așteptat nici la punctul B să fie așa ușor. Și la punctul A am avut o grilă din, cu întrebări din text și a fost foarte ușor. Deci nu ne-am așteptat să fie examenul așa ușor. Și la ce notă te aștept? Un 8, 8 și ceva, 9. Unde vrei să mergi mai departe? Chimic, pe filologie. Baftă! Mulțumesc! Nu a fost nici greu, dar nici prea ușor, chiar a fost ok. Ne așteptăm la note destul de mari. Unde vrei să mergi mai departe? Mă gândeam la Dinicu pe filologie. Baftă! Mulțumesc. Unde vrei să mergi mai departe? La chimic, pe biochimie. Biochimie? Da. Română cum a fost? A fost destul de dificil, dar dacă ne-am concentrat, am reușit. Deci nu a fost așa de grele? Nu. Nu a fost exact ceea ce ne așteptam. Baftă! Mulțumesc! Examenul de evaluare va continua miercuri 21 iunie cu proba scrisă la matematică, iar rezultatele vor fi afișate pe 4 iulie după soluționarea contestațiilor.